Atac terorist la ambasada Israelului din Belgrad. Un bărbat a tras cu arbaleta într-un ofițer de poliție. Polițistul a ripostat cu arma din dotare și l-a împușcat pe atacator, care a murit în urma rănilor. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Conform presei locale, atacatorul s-a apropiat de o clădire din apropierea ambasadei Israelului, întrebând despre un muzeu. După câteva momente, individul a reușit să deschidă ușa clădirii și să ajungă la parter, acolo unde a scos arbaleta pe care o purta asupra sa și a tras în primul om care i-a venit în cale. Întâmplarea a făcut ca cel din fața sa să fie un ofițer de poliție. Văzându-se atacat, polițistul a pus mâna pe arma din dotare și l-a pus la pământ pe individ cu un singur glonț. Trecătorii au alergat speriați din fața ambasadei Israelului și au sunat disperați la numărul de urgență pentru ajutor. În doar câteva minute au ajuns la fața locului mai multe echipaje de poliție și medicale, care l-au găsit pe ofițer cu o rană gravă în zona gâtului. Lângă el era întins pe jos și atacatorul, care în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, a fost declarat decedat. Polițistul a fost dus de echipaje la spital pentru evaluare, acolo unde i s-a efectuat o operație care i-a salvat viața. Din primele informații ale Ministerului de Interne sârb, natura atacatorului ar fi fost una teroristă. Oamenii legii au deschis însă o anchetă pentru a afla cu exactitate motivul pentru care bărbatul a recurs la gestul extrem.